Prințul Harry cere în justiție să beneficieze din nou de protecția poliției atunci când merge cu familia sa în Marea Britanie. Ducele de Sussex vrea acest lucru pentru că se teme pentru siguranța sa și a apropiaților săi după ce pe 30 iunie 2021 mașina în care se afla a fost urmărită de paparați în Londra. Ducele de Sussex a lansat în septembrie 2021 o acțiune în justiție pentru a putea beneficia de protecție din partea poliției britanice pe care ar plăti-o personal atunci când călătorește cu familia lui în Regatul Unit, a precizat un reprezentant legal al prințului pentru agenția France Press. Prințul Harry ar dori să călătorească în țara natală, dar se teme pentru siguranța lui și a familiei sale. Mai ales după ce, în vara lui 2021, după o întâlnire cu copii bolnavi, mașina sa a fost urmărită de paparații în Londra. Harry și Soția sa, Meghan Markle, au pierdut protecția poliției britanice după ce au decis să se retragă din familia regală în anul 2020. Cuplul regal s-a stabilit în statul american California, împreună cu cei doi copii Archie și Lilibet.